Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Fără remanent, în acest vlog vom face un vlog la iepuraș. După cum vedeți, avem zăpadă din plin, încă ninge și acum. Ninge de două zile, cam așa. Este dimineață, este ora 9:11, când am început vlogul. Vedeți aici, liber la rațe, nu le ține închise pe timp de iarnă. Aici, abia le-am dat mâncare la iepuraș. Avem prima femelă de haicol francez. Le-am dat mâncărică, a înghețat apa acolo. Are un șturete de porumb, amestec și lucernă. Lucernă nu i-a mai băgat-o aici, deoarece până rămele astea de rațe prind și trag de ea. Așa că am băgat-o direct în box, în cușcă. Așa cred eu că este mai bine. Ia uitați, o filmăm așa prin gratii. Asta este iepuraica mai bună, cred că și preferata mea. Încă nu am o preferată, dar aceasta e, dăm un nume, fetița, asta e fetița. Iar dincoace e stricătoarea, nebuna, că stă aici în boxă înfătătoare. A, mănâncă de pe aici, așa. I-am dat și lucernă, amestec și un șulete de porumb. Uitați amestecul, șturetele de porumb cred că este prin spate, lucerna. Femeia nu știu cum să vă arăt că am băgat lucerna din plin. Pentru că până de seară nu mai văd mâncare, pentru că eu plec la Săniuș. Pe la 10 plec la Săniuș și mă întorc de-abia seara pe la 4-5. Cred că am să fac și un vlog la Săniuș, nu știu. Aici avem doi porumbei rotați. Dar când o să fac vlog la porumbei, o să vă arăt. Uitați rațele. Nu știu dacă ați văzut vlogul cu rața aceea nouă, dar o să-l vedeți. Acesta pentru că trebuia să fie postat azi, dar cum este cu zăpada, cred că o să fie postat vlogul acela azi și noaptea dau drumul la câine, de la să-i și urmele astea pe aici. Deoarece am avut o întâmplare neplăcută mie și din asta, ăștia cap de leu când am apucat să le dau mâncare. Mi-am luat telefonul și am venit să filmez așa un pic. Aici prima femeluță, ar trebui să fete pe 12 ianuarie. Sau, nu știu, 12, 13 și asta cam tot la fel. Și aceasta. Iar aici avem masculașul. Asta mai are ceva lucernă. A fost asta. Aceștia o să le dau mâncare de acum, să închei vlogul, dau mâncare la ăștia după ce am plecat la Săniuș, în mai multe locuri, și aici la Săniuș peste zon de peste mine, și în altă parte unde ne adună mai mulți copii. Aici avem aceste două femele de haicol francez, aceasta este disponibilă, ori o dau pe aceasta, ori le dau pe amândouă. Dar dacă vrea să le iei pe amândouă, le dau pe amândouă. Dacă vrea să iei una, doar aceea. Deoarece asta o să o păstrez, ca să-mi fac femele de haicol doar pe alb. Deci și aceasta este chiar foarte frumoasă. Vedeți și ele au lucernă. Din coace avem femele de fluture german. Când am deschis asta, ea că avea o crăpătură și a căzut zăpada acolo. Nu mai deschid acum, că o să cadă iar zăpada. Are lucernă, amestec. Vedeți și pe ea un pic în cadru, acolo avem stogul, este învălit, eu am luat din spatele lalant. Am văzut rața aceea nouă, dar o vedeți, o să o vedeți într-un vlogul care urmează. Care cred că a urmat, că o să postez vlogul acela și după aceea o să fie postat și vlogul acesta. Pe aici avem și iepurașii. Femela cu cei 8 puiuți. Așa cred că sunt 8, nici nu i-am mai numărat. Au lucernă, amestec și ciulez de porumb. Uitați aici. Iar dincoace, femela aceasta la întâlcare, o știți, nu mai deschid la ea. Deci, bun prieteni, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, cu a fost Emi și o până pe data viitoare. V-am salutat. La revedere!